Începe de a desconstruire un pic prima întrebare, până se așează ei. O să vă spun trei povești de la noi de anul trecut. Trei povești din casă, o să dau din casă. Prima poveste e că la 12 noaptea ne-am pus site-ul, ca bar n-aveam ce se întâmple de Black Friday. Ne așteptam la ce se întâmple foarte, foarte, foarte bine, dar nu știam. Așa că la 12 noaptea am pus un landing page dedicat sus și am avut surpriza ca până la 1 să facem vânzări, cât făcusem, afiliații făcuseră vânzări într-o oră, cât se făceam în mod normal într-o zi întreagă. A doua chestie, a doua poveste pe care mi-am amintesc foarte puternic de anul trecut era că tot creșteau foarte, foarte mult vânzările și ne uitam și noi să vedem exact care sunt magazinele care vând. Și când intram pe magazinele respective erau picate și pur și simplu nu înțelegeam cum ele poate să vândă, deși sunt picate. Și a treia chestie, știți că nu ne plac challenge-urile, am avut un challenge intern anul trecut, lansat de Dorin, care a zis așa, că erau niște praguri de vânzări și a zis, dacă afiliații fac peste 10.000 de vânzări într-o zi, eu o să aduc o girafă la birou. Și în timpul zilei stăteam, ne uitam la vânzări cum creșteau și în gluma serii, da, în seara de 23, când eram foarte aproape de 10.000 de vânzări, stăteam și întrebarea era, ok, hai să vedem acum pe unde scoate Dorin girafa. N-a fost cazul, au fost doar 9.000 și spre 10.000 de vânzări, n-a fost cazul de girafă, sperăm să fie anul ăsta. Și așa că am să vă rog pe voi să începem acum, să vă prezentați pe scurt în unul, două cuvinte și să ne spuneți care a fost povestea pe care aveți voi anul trecut de Black Friday. Să începem cu Octavian, pentru că le-ai este microfonul. Erau pasat, da, mersi. Octavian mă numesc, sunt afiliat de Oparale. Super afiliat de Oparale. Dacă spui tu. În principiu am promovat intens anul trecut, cu rezultate, e clar că e o zi specială, e clar că lumea, atât magazinele, cât și afiliații, cât și cumpărătorii, clienții, se pregătesc din timp. Cât ai dormit? Bine. Nu cred că ar fi greu de calculat. Foarte puțin. Da. Și pe noi, afiliații, anul trecut, pe mulți dintre noi, pe mine, sincer, m-am prins pe picior greșit. Adică nu am fost pregătit să susțin un trafic atât de mare. A fost, recunosc. Așa cum au găsit și magazine de altă. Ok, mulțumesc. Silviu? Bună seara, eu sunt Silviu, sunt de la Rom Telecom. TikTok este clientul meu intern, sunt de la marketing. Și fiind în interiorul TikTok, îi pot să vă povestesc de multe detalii. Anul trecut a fost prima ediție de Black Friday la care am participat. M-a luat și mine prin surprindere. Traficul a fost mult mai mare decât am anticipat. Uptime-ul cred că a fost de 93% anul trecut. Serverele au ținut destul de ok. Poate că, nu știu, nu cred că știți toți, dar ClickShop este susținut pe serverele din Germania, nu este în România. Vine pe platformă preluată de la T. Cred că a fost picat în toată ziua aproximativ o oră. Și a fost un pic, am preluat traficul exact la 12 noaptea când cealaltă magazine au picate. A fost un boost imediat, au venit foarte mult la noi și comenzile se desfășurau instantaneu. Vânzările au fost foarte mari. Și ce? Care e povestea? Cum ați reușit anul trecut să aveți uptime-ul ăsta care, na, 93% într-o zi normală, e dezastros? Eu am niște băieți la tehnica acolo în Germania, care au fost sunați. Am și o întrebare, ce trafic ai avut de Black Friday? 93% pare interesant. Câți vizitatori? Păi traficul a fost de 50 de ori mai mare decât într-o zi obișnuită. Da, să zic traficul. Nu ți-l spun, tu mi-ai spus pe al tău. Da, ți-l zic 250.000 de la Evomag. Cât? 250.000. Ei, sunt aproape. A, zi 249 sau aud de la tine. Nu, 200.000. Am uitat să zic că avem, să repet și eu că avem aici 3 sticle de vin, vor fi date imediat după sesiunea asta. Deci cred că avem o întrebare care se califică la... În primul rând eu încerc scuze, Mihai, dar încerc foarte multe scuze pentru că o să zic acum.
traficul care n-a ajuns la tine anul trecut. Sunt convins, tocmai asta vreau să scurte. Voi ați avut 20%. Și alții, nu mai zic alții care erau la noi învățați, nu mai zic. Am avut uptime 30% cu 250.000, deci da? Am și o întrebare, voi ca și magazin de cât timp sunteți pe piață? Nu contează că... Sunt foarte mulți factori de care nu ții cont când pui întrebarea asta. Știi care e problema? Că eu știu despre ce vorbesc. Știu, înțeleg. Eu zic să nu trebuie și de rată de conversie ca să fie până la capăt. Mersi, mulțumesc. Foarte de clienți. Înțeleg afiliat. Fix în punctul ăsta avem două variante. Poate mă să rămărăm, noi mergem mai departe. Adică fix asta. Acu e mai mare. Da. Acu e mai mare apta, e, da. Mihai, tu ce poveste ai de anul trecut? Mihai, tu ați scris? Anul trecut am fost tot timpul. Din fericire. Și cât trafic ai avut? Față de vinerea anterioară, de 22 de ori mai mare. 22. Cam ăsta am văzut că a fost ordinul de mărime 15-30. Și rata de conversie a fost traproporțiată. De fapt, nu, traficul e numărat în conversie. Deci am numărat trafic curată. Traficul în conversie în două parale. Deci prezent față de vinerea anterioară. 22 de ori mai mare. Sunt și niște date în prezentare. Vă așteptați la... Nu vă așteptați. Bun. Da, stai tot ăsta. În fine, evenimentul de regulă e văzut, sau cel puțin până acum, era văzut mai degrabă ITNC. Nu, e și un eveniment fresh, dacă faci pe mult, ok, și dacă ești promovat, ok. Ok, deci cred că e foarte important, da, să faptem, e foarte important de Black Friday, mi se pare că, na, indien scopul, scopul tuturor este să vindem. De fashion au fost puține magazine picate. Uh-huh. Adică uptime a fost ca într-o zi aproape de vinul obișnuit. Ok. Vorbești și de concurență. Ok, mersi. Cristian? Salut, sunt Șervan Cristian. Eu sunt un afiliat constant, ca să spun așa. Nu am fost interesat și nu sunt interesat de un boom. Anul trecut, nu neapărat că m-am luat nepregătit, dar am fost pe parte de fashion, Mihai are dreptate, am avut avantajul de a avea magazine sus. Nu m-a impresionat atât de mult traficul, cât a fost impresionantă conversia. N-am atins valorul macro, e că Octavian, care lucrează mai mult pe ITNC, cu siguranță a avut niște volume din punct de vedere al banilor impresionante față de mine. Dar, încă o dată, mă repet, pe mine m-a impresionat conversia, care a fost mai mult de 4 ori mai mare decât o zi obișnuită. E foarte interesant că spui asta, că sper să nu creșesc, la nivel de rețea n-a fost de 4 ori mare, a crescut foarte mult, foarte mult traficul. Dar rata de conversie n-a crescut proporțional. Anul trecut era mult mai nișat. Dacă ții minte, anul trecut, în perioada aia, eram în epoca site-urilor de nișă și de micro-nișă. Uh-huh. Și cred că aici a fost cauza. Am avut produse care au mers bine și foarte bine în perioada respectivă. Acum, anul ăsta sunt mai generalist, ca să spun așa, pe Facebook și cu siguranță lăsam aceeași conversie. Ok. Alen, salut! Sunt Alen Todorov, la Elefani, într-o, bine știți magazinul. Și eu m-am reîntors de Elefant, am fost înainte cu un an, am prins Black Friday-ul de atunci. Pentru noi e destul de simplu să avem reduceri și să le susținem în general, dar de Black Friday a fost un eveniment special. Vorbim de un eveniment care e egal cu o lună întreagă. Vorbim de a, pur și simplu, de a atrage atenția pe tot ce înseamnă carte în România, hai să vorbim de anul trecut, atrage atenția către Elefant, un uptime de care noi ne-am bucurat. Nu mai pot să știu și nu mai știu nici cifrele, nici rata de conversie exact, de cum se pot să intru acolo. Și asta s-a întâmplat anul trecut. Anul ăsta, la fel cum vedem din prezicele și previziunea pe care le avem pentru anul acesta, ne așteptăm să fie, bineînțeles, cel puțin dublu decât anul trecut. Și cartea în sine este un produs care, în ce am văzut la toți afiliații pe care am avut,
un produs care din canalul de performance, din canalul de afiliere, convertește foarte bine. Ne bucurăm să avem un canal atât de puternic și cam asta ar fi publicarea de Black Friday. Dar bine este să sunt întrebări astăzi. Da, cred că era mai interesant de fapt să pun întrebarea care a fost girafa voastră de anul trecut. Girafa a fost... nu ne-am fi așteptat să se întâmple atât de mult. Nu ne-am fi așteptat să există un interes atât de mare în momentul ăla pentru carte și jucării și să fie online. Plus, un lucru foarte important și asta vreau să vă spun și afiliaților, Black Friday este un eveniment pentru clienți noi. Black Friday este momentul în care acel public inactiv pe care îl aveți, care vine și de fapt nu cumpără, ăla e momentul care stimulează perfect. Ăla e locul în care cineva care nu v-ați așteptat să cumpere, cumpără. Cel puțin așa arată cifrele noastre. Și vă recomand, dacă găsiți variantele prin care să activați demografii la care nu v-ați așteptat să cumpere online, ăsta este momentul. Și vorbim din demografii foarte extins. 35 plus sau oameni care nu ne-am așteptat că sunt, nu știu de unde, din provincie, se activează. Și reducerile care îi se oferă pentru produsele care știu, însă lucrurile are foarte important, vorbim de cărți, de interesul este deja creat în viață și atunci în momentul să aibă acces la niște produse atât de bune, e momentul perfect pentru a-i converti. Anul ăsta, ce așteptări sunt? Cum am zis și mai înainte, în previziune pe care le avem pentru noi în sine. Ne așteptăm ca să fie dublu decât anul trecut. Dublu decât anul trecut, ok. Și, bineînțeles, țin să menționez, de fapt, lucrul cel mai important care ține de elefant. E parte de elefant, e un mall. Ok. Și nu vine doar carte, avem și partea de fashion. Că anul ăsta a intrat și pe celelalte verticale. Exact. Și anul trecut am avut jucării, jucările au mers foarte bine și anul trecut. De data aceasta ne așteptăm la rezultate foarte bune și din partea de fashion, care este o categorie nou lansată și care ia pe surprindere și pe noi, în fel. Ok, mulțumesc. Cristian, tu, cu ce așteptări întâmpini acest Black Friday? Moderate. Moderate. Mi-am fixat un target, asta este important, și vreau să am pentru ziua de Black Friday 50.000 de vizite. 50.000 e în trafic. Da, pentru că, exact cum ți-am spus, așteptările față de de conversie sunt oarecum diferite. Dacă voi avea suport și din partea magazinului, în ideea să știu gamă de produse sau produse în sine, ca să pot să-mi pregătesc materialul, eu mi-am propus să generez 50.000 de vizite către magazinele de fashion pe care le susțin. Ok, cred că e mult mai ușor de estimat în perioada asta numărul de vizite pe care poți să-l trimiți decât rata de conversie, înțeleg? Da, cel puțin din punctul meu de vedere. Și nu... Mă repet, nu mă încântă foarte tare. Am început prezentarea și am spus că sunt un afiliat constant. Fac niște volume lună de lună. Okay. Nu vreau să fac un efort mai mare de atât pentru Black Friday. Nu are sens. Aici cred că am o comparație bună. Știți că la un dat în Grecia se dea 13-14 la salariu, dacă nu mă înșel. Cred că Black Friday poate să fie la noi ce țin pentru afiliază, de ce nu și pentru magazine, cumva ca 13 la salariu. Da, va fi un bonus, cum așa. Îți și de noi nimic. Pe fashion, anul ăsta, cu ce așteptări? Pentru noi am vrea să vină mai mult decât anul de luci, cât posibil, mai mult decât celelalte magazine din două parale de fashion. Anul trecut, potrivit datelor publicate de voi de pe blog, noi am fost primul de fashion. Am vrea și anul ăsta să fim acolo. Ok, mi-a plăcea să poți să-ți confirm chestia asta sau să-i fim, dar nu... Aveți un post pe blog. Primul era un magazin de cărți și de IT&C. Al doilea era un magazin de fashion și paradoxal avea același număr de vânzări ca și noi. Toate magazinele de fashion. Ok, mersi. Octavian, tu cu ce așteptări anul ăsta? Înțeleg că voi dormi și mai puțin anul ăsta decât... Da, să-ți spun că voi dormi mai puțin, nu știu. Vom vedea în funcție de cum să vă desfășurați lucrurile. E clar că mă pregătesc. Sper ca advertiserii să fie mult mai receptivi anul ăsta decât anul trecut. Sper ca atunci când le cerem de informații, să ne le dea, pentru că nu ajută pe nimeni, vom avea reduceri între 20 și 50%. Vă spune un secret pentru toți o să aibă la fel. Între și între. Important e să știm ce anume, măcar cu câteva ore, cu câteva zile înainte,
Pentru că altfel, cum să spun eu, ce ești tu trafic, ce fără să-l targetezi. Ce ești tu dispus să faci ca să... Înțeleg că asta e o informație, că am purtat discuții cu câteva magazine și înțeleg că asta e o informație destul de critică, na, în business. Ce ești tu dispus să faci, nu știu, să semnezi un act, să promiți un număr de vizită, sau ce ești tu dispus să faci ca să fii între cei trei afiliați care, sau singur afiliat care află de la, de la un anume magazin exact care vor fi, nu știu, o zi înainte? Eu am purtat și încerc să pun discuții în continuare cu advertiserii. Mi-am spus să-mi spună de ce au nevoie, de ce garanții au nevoie. Eu înțeleg că există un secret mare să nu apre concurența, dar până la urmă gândiți-vă că și noi, la rândul nostru, nu putem să facem ceva care să vă strice vouă Black Friday, pentru că pierdem și noi la rândul nostru. Adică gândiți-vă ca un parteneriat, nu ca un, cum să spun eu, un secret de stat. Ok, mulțumesc. Dacă vine cineva și îmi spune, ok, vreau să-mi garantez că nu e nicio problemă. Și cred că mulți afiliați ar vrea să știe anumite lucruri înainte de momentul startului promoțiilor, ca să știe și cum își, cum își organizează campania. Ok. Silviu, voi ce așteptări aveți de, de, la, de la anul ăsta? Sunt mai mari decât cele de anul trecut. Suntem mai bine pregătiți. Avem un plan pus la fel, sunt de acum o lună de zile. Orice previziune aș face asupra traficului, sunt convins că o să fie mai mic decât cel mai mic domac, dar faptul că o să fie mai mare, cu siguranță. Punem un pariu? Punem un pariu, dar, dar la procentul de trafic. Ok? La procentul de trafic. Ok, te aștept să facem. Și nu, în niciun caz nu să discutăm să rată de conversie în cazul ăsta. Ok, ci pentru că noi suntem, na, întotdeauna suntem la mijloc, să ținem noi banii și... sau, mă rog, sticlele de... sau ce o să, ce o să fie cazul. Mai spune, okay. Înțeleg că vă, de, de cât timp vă pregătiți pentru, pentru Black Friday? În octombrie am început să facem pregătire. Ok. Dacă ar fi să faceți, nu știu, să zicem, ne întoarcem în 2012, ce ați învățat atunci? Ce ați face diferit? 2012, cum am spus, a fost prima ediție. Magazinul avea un an jumate pe piață. Și ce ați face diferit? Mi-am pus niște previziuni bazate pe asta, a fost a doua ediție Black Friday, nu? 2012. Și a fost, cred că a doua a fost, nu? Și au fost niște presupuneri, am făcut niște presupuneri din lința traficului, a fost eronate. Dar a fost în favoarea noastră, pentru că toți indicatorii au crescut în ziua respectivă și au fost așa o chestie wow. Oricum, Black Friday este atipic, n-ai cu ce să compari și nu poți să-l tratezi sau să compari cu nimic altceva. Eu cred că dacă stai să-l judeci ca și eveniment separat, nu cred că tragi niște concluzii relevante. Ok. Octavian, care din punctul tău de vedere au fost mari câștigători anul trecut și mari pierzători din punct de vedere al magazinelor? Eu să spun dacă a fost cineva câștigător sau pierzător. Din punctul meu de vedere, au câștigat toți și au câștigat mai mult sau mai puțin în funcție de cât de bine au fost pregătiți. Ok. Ok, într-adevăr, e, e o problemă în momentul în care site-ul nu stă. Nu știu dacă neapărat e o problemă de imagine, dar cu siguranță nu dă bine. E o problemă în momentul în care nu ai stocuri. Aici cred că da, e o problemă. Adică dacă clientul te-a comandat, ok, pe lângă faptul că respingi un comisiune, hai să spunem, dar trecem peste, da, imaginea magazinului este un pic, părerea mea, eșifonată. În momentul în care clientul a comandat un produs și nu, nu a reușit să-l livreze, pentru că a fost autostop. De aici, părerea mea e că anul ăsta, cine o să se pregătească din timp, atât cu infrastructură, cât și cu oferte și cu un tracking al stocului, astfel încât oferte să nu mai fie disponibile pe site dacă nu mai există stoc. Okay. O să fie cei care o să... Poți să-mi dai numele de anul trecut care a fost câștigător? Nu, nu pot să fac lucrul ăsta. Sunt cei care le au cifrele în buzunar, eu unde să știu. Privind așa din, din cumva, na, din afara magazinelor, care crezi că...
Deci chiar nu știu, eu nici nu amintesc, uite, colegul spunea, mă rog, Mihai spune de tot. Chiar nu știu cine a vândut sau cine nu a vândut. Și nu știu dacă contează, adică nu o văd ca o competiție, cine vine mai mult sau cum zicea Mihai să facă un pariu cu Clickshop, care stă mai mult și care are un număr mai mare de vizitator. Sunt multe chestii care contează vis-a-vis de converse, de stocuri. Dar ce aș fi vrut să subliniez? Există o contradicție majoră. Sunt sigur că în top 10 magazine din două parare, există câteva, dacă nu majoritatea, care au un market share afiliere versus vânzări de 15-20%. Adică afilierea este un canal important pentru ele de promovare și a sublinia este și singurul canal în care plătesc pur și simplu pentru ceea ce vând. Adică e un deal extraordinar. Bun. Magazinele se pregătesc, cum spunea Clickshop, din octombrie pentru Black Friday, dar au pretenția de la afiliați să ne pregătim în ziua în care e Clickshop. Ceva nu e în regulă aici. Da? Deci, deși reprezentăm un canal important pentru ei, se pregătesc ok cu două luni înainte, noi avem voie să ne pregătim în ziua jocului. Și pe aceea parcă n-ar fi performanță, parcă n-ar ieși bine. Într-adevăr, la capătul celălalt al firului stă vorba de încredere. Dacă să îi dau, să-i fac semi-publice, ca să spun ofertele mele, le află concurența, nu le află, e într-adevăr un război. Dar cred că totuși o chestie de încredere și trebuie cumva subliniat această încredere în momentul în care am ajuns ca afiliații să fie un canal foarte important de vânzări pentru magazinul respectiv. În principiu afilierea, da, e un canal de promovare care e bazat foarte mult pe încredere. Evident că ultima parte ajută destul de mult, dar ce e foarte important e încrederea. Aș vrea acum să mergem în continuare, dacă sunt întrebări, pe ce să facem o discuție și nu aparat cu toții. O să încerc să pun acum pe masă o întrebare, e vreo întrebare? O să punem pe masă acum un subiect un pic mai delicat și o să rog pe Alen să, dacă poate să ne răspundă. Am auzit anul ăsta o idee cum că, na, eu oricum vând de Black Friday, da? Sunt, n-are sens să mai investez și anul ăsta în afiliere sau aș pune afilierea pe același plan, cum știu, cu AdWords-ul sau n-are sens să mai cumpăr banere, pentru că oricum cei care mă cunosc pe mine, cu clienții mei, oricum o să intre pe site, să vadă ce reducere am și oricum o să vând de rup, deci n-are sens să mai investesc în alte canale. Tu ce părere ai? Sper să facă majoritatea advertiserului asta, că să putem face noi invers. Adică mi se pare exact locul în care aș vrea să duc. M-am spunea și mai înainte, vorbim de un eveniment care de la an la an crește piața. Asta de fapt se întâmplă și suntem într-un business în care ne dorim clienți, nu ne dorim o tranzacție și cu aceea nu mai contează neapărat ce se întâmplă. Ne dorim clienții care să vină să cumpere. Adică, cu siguranță să apare cineva care să zică eu nu o să mai fac asta pentru că oricum se întâmplă. Mi se pare extrem de normal să zică cineva și ceva. Okay. Noi nu o să facem. Mihai, din punctul de vedere trans-suis? Și eu cred că e un moment în care se pot face bani din afiliere, se pot face bani într-o zi, puțin noroc, cât într-o lună întreagă, și e momentul în care afiliații să profite și în ziua aia și pe cât vă spun și în doar. Deci, din punctul meu de vedere, afirmația făcută, nici noi nu împărtășim. Ok. În afară de afiliere, dacă poți să-mi spui, nu e secret, deși nu văd ce-ar putea să fie, voi în ce canale de promovare mai investiți? Toate canalele posibile online. Și în cele pe care le permitem online. Ok. Evident, investim în ziua respectivă, în orice nu mai... Mergeți și către offline. Din nou, în toate canalele pe care okay. Momentan le pedim. Okay. Dar este o zi de care trebuie să profităm și noi și toți afiliații noștri. Ok. Serviu? În cazul nostru, promovarea a fost gândită înainte de Black Friday. Uh-huh. Nu s-a stic pe Black Friday. Dovadă că în luna octombrie, până sfârșitul noiembrie, o să avem o campanie TV cu promoția la televizoare, care a reușit ca scop principal să crească vânzul și să aibă un record mai mare de perioadă Black Friday în mintea consumatorilor.
și frecvența pe TV crește în ultima săptămână cea premergătoare Black Friday. Nu o să se oprește pe 24. Okay. Și în săptămâna de Black Friday, promovarea se va axa în principal pe online. Și o să facă cu 2-3 zile maxim înainte. Da, este un mix concentrat pe perioada aceasta de sărbători și toamnă iarnă. Bună, apropo de întrebarea de mai devreme, ați măsurat, e mult mai relevant ca întrebarea a fost formulată astfel, traficul adus de Black Friday era trafic nou sau erau clienți vechi care reconverteau? Care converteau sau, mă rog, reconverteau, adică despre asta de fapt, ăsta e substratul întrebării. Cea mai mare parte a traficului a fost trafic nou pe Black Friday, în cazul magazinului nostru, pentru că eram de puțină vreme pe piață. Cei care au cumpărat mai mult sau conversia mai mare a fost pentru cei recurenți, nu pentru cei noi. Alt obiectiv al beneficiului al Black Friday a fost ca încurajatoarea lui și oamenii au luat contact pentru prima oară cu magazinul nostru. Având vedere că am fost la început pe piață, asta a contat destul de mult. Și ne-a ajutat să susținem trendul ulterior. Pentru că în momentul în care îți vine trafic, același trafic și tu îl mai plătești odată, da, are sens întrebarea lui. În momentul în care îți vine același trafic și îl mai plătești odată, are sens întrebarea lui. Dar dacă e vorba de trafic nou, de fapt asta trebuia să fie întrebarea. Cât trafic nou ți-a adus Black Friday? Având în vedere că traficul în ziua respectivă a fost de 150 de ori mai mare decât în medie, cred că 90% a fost trafic nou. Nu, nu era. Dacă poți să m-aș băga și acum să răspund, nu există nicio formă de, sau din câte știu, nu prea există formă de publicitate pentru care să plătești doar pentru traficul nou, da? Dacă cumperi bannere și văd bannerul respectiv, îl vede un client de-al tău, o să plătești pentru el. Dacă cumperi o reclamă la televizor și o să vadă pe cineva care are un card de fidelitate la tine, o să plătești pentru faptul că persoana aia a văzut reclamă. De asta mi se pare că... Dacă e cineva care mai cumpărase de la tine și îți vine prin afiliere de data asta... Și a dat click pe o reclamă în Google, mai plătești încă o dată click-ul ăla? Sau vine direct din newsletter. Mai plătești? Nu, mai plătești încă o dată click-ul din Google? Repet. Nu mai plătești, da, suntem în Google. Îmi cer scuze să-mi fac și eu la întrebarea asta. Hai să-ți spun un lucru. Tocmai s-a spus că traficul a fost de 150 de ori, am zis bine? Mai mare. În condițiile în care acel client nu-ți revenea și nu vindea nimic, chiar dacă a mai fost de 10 ori la tine pe magazin online, era ok? Deci, în loc de 1000 de vizitatori pe zi, a avut 150.000 de vizitatori pe zi. Presupunem că aveai 1000. Nu făceai vânzări, era ok? Eu am reformulat întrebarea. Ei, substratul întrebării tale l-am reformulat și eu. Am pus o întrebare, spune-mi, era ok sau nu era ok? Da, era ok, dar... Era ok să ai 1000 în loc de 150.000. Da, nu. Nu, dar poate tu n-ai știut să-ți aduci pe aia din diferență, n-ai știut să faci fidelizare ca să-ți aduci de Black Friday. Păi dă-mi voie să pun un cod de retarget de marketing la tine pe site și după aia nu o să-ți mai trimit vizitatorii care au fost deja acolo. Nu o să faci o plăsa. Cam despre asta este vorba. În momentul în care te apuci să faci marketing online și te axezi pe mai multe canale, nu ai cum să eviți, mai ales într-un moment de genul Black Friday, ca traficul să nu să nu calce unul peste altul. Adică e posibil, dar îți asumi riscul ăsta. Altfel nu mai faci afiliere, nu mai plătești AdWords, nu mai faci Facebook Ads și nu mai faci nimic și nu mai vinzi. Asta e părerea mea. Final. Vreau o sticlă de vin, așa că dăm voie să pun o întrebare bună. Pun o întrebare bună. Am uitat să zic că Roxana decide că repede. Roxana, atenție. Avem advertiser în sală, da? Am o întrebare. Pe ce dată este Black Friday pentru magazin? Bună întrebare. Și trebuie să răspundem toți în cor sau e... Scriem, da. Eu cred că răspunsurile vor fi surprinzătoare. Scriem pe hârtie și... Ia microfonul și du-l pe la toți advertiserii să-i răspunde. Păi și cum facem ca să nu se înspire? Am zis și trimite-ți rețeta, da.
ok. Și nu trebuie răspunsul. Vrei Evomax să răspundă aici. Uite, Mihai. Nu vrea public. Vrei Mihai să răspunzi? Păi nu e, am Mihai de la... Va fi într-o vină... Cum abordăm super concurența asta care e acum de Black Friday? Că din punctul meu de vedere e o super concurență și între afiliați, dar e și o super concurență între magazine. Toată lumea din partea magazinelor vrea să facă vânzarea în momentul ăla. Cu siguranță că sunt dealuri pe care le obțin mai multe magazine, da? Și cum fac afiliații ca să fie ei aceia care produc vânzarea în ziua de Black Friday? Trebuie să răspund eu? Da, da. Ce faci diferit? Cum te diferențiezi de, nu știu, de Octavian, de exemplu? Revin la exact ce am spus și mai devreme. Nu am cu ce să mă diferențiez dacă nu am acces la informații. Dacă nu o să am acces la informații decât ceea ce vede toată lumea publică în momentul în care se listează pe site-ul și, mă rog, ideea că merge site-ul și poți să iau informațiile, va fi o muncă de chinez bătrân. Probabil pentru asta să-mi fac echipă, să am 3-4 oameni și să băgăm un cărbun, să pregătim materiale, să începem să rulăm materiale. În ideea că aș avea acces la informații și am 2-3 zile înainte în care pot să-mi pregătesc materialele, da, există o diferențiere. Dacă voi insistați să mă numiți pe mine afiliat de top sau super afiliat, teoretic aș avea o speranță că magazinele pe care le contactez să-mi dea acces la aceste informații. Și eu atunci să pot să-mi pregătesc materiale de calitate, să-mi pregătesc colaje de fotografie ale produselor ok, să gândesc foarte bine, să le crezi, să le pregătești, să poți să le rulezi în seara respectivă. Dacă nu, și este ceea ce am spus inițial, că nu am acces și văd ce se întâmplă în site-uri, poate să fie, pur și simplu, o bătălie de volum cu o calitate slabă a mesajului, pentru că nu prea ai cum să ai suficient timp să-ți pregătești okay. Mesaje și afiere de calitate. Sună bine asta și da, nu cred că are nimeni cum să conteste aspectul ăsta, că poți să te diferențiezi în momentul în care ai acces la informații. În momentul în care nu ai acces la informații, nu ai cum să te diferențiezi. Va fi o bătălie de volum, au mai existat, cum a fost și în cealaltă cazuri, se vor mai copia unii pe alții, unii au mai mult chef de muncă, alții sunt mai leneși și totuși aș crede că este o chestie de inspirație. Mie mi-ar plăcea, nu știu, să mă cred sau să știu că în afiliere, în două parale, am încercat să fiu totdeauna mai inspirat și chiar consider că anumite strategii de afiliere am fost printre primii sau primul și am reușit să-i învăț și pe ceilalți. Poate că și la Black Friday este cam aceeași idee, poate la o scară mai mică, nu neapărat ca nivel în timp. Cum reușești să fii mai ingenios, să ai o altă abordare diferită, atipică vis-a-vis de ceilalți, pe aceeași șansă să prinzi mai mult sau mai bine din piață. Ok, da, sună foarte bine. Alan, voi ce... Cum vă diferențiați de, nu știu, să luăm haine sau cărți? Care... Alegeți între haine și cărți, cum vreți voi să vă diferențiați atunci față de toți ceilalți care o să vândă la un super preț în ziua respectivă? N-aș lua haine, că nu știu exact acum un magazin de haine care tocmai este finanțat, deci n-aș putea să zic să vină în cap acum un brand. Și m-aș duce pe cum ne diferențiem de cărți. Cum ne-am diferențiat, e un lucru foarte important. Elefantul e diferențiat de când s-a lansat legat de politica comercială care o are pe carte. E o politică simplă, vorbim de un deep discount care se aplică. Discount care, bineînțeles, devine și mai mare de Black Friday. Pentru noi e mai important să găsim varianta în care să stimulăm canalele pe care le avem. Asta va fi parte importantă, pentru că nu vedem un competitor direct în alt retailer de carte. Deci mergem mai departe până la urmă. Sunteți în punctul în care trebuie să ne facem noi foarte bine treaba și să fie bine. Cred că aici am primit foarte mult feedback în mine legat de ce se întâmplă de la afiliați. Nu, trebuie noi să ne facem treaba, asta devine din ce în ce mai clar. Adică ne trimitem afiliaților dinainte, cel puțin noi informații și chiar nu am acum, cred că există câteva variante în care să fie măcar o ore la care să fie un acces, ore, na, 6-7 ore, ceva de genul acesta, oricum se întâmplă noaptea. 6-7, nu înțeleg. 6-7 ore înainte să aibă acces la ce înseamnă colateral, la tot ce înseamnă o parte din politica comercială, ca să-și poată pregăti. Despre asta vorbim în momentul în care am putea să facilităm procesul de a publica materialele de marketing de la noi și pe canale externe.
Adică, până la urmă, să trimit newsletter sau partea asta la afiliați. Asta e partea de vintage. Deci vreau să sărim acum direct la Octavian, să ne întrebăm dacă 6-7 ore sunt suficiente și, până evident, cum se diferențiază în față de toți ceilalți afiliați. Din punctul meu de vedere, dacă știm dinainte de ce să ne pregătim, da, nu ar fi o problemă 6-7 ore în condițiile în care informațiile oferite sunt ok și în condițiile în care ne pregătim din timp ca să le putem procesa. Cam despre asta este vorba. Uh-huh. Am mai spus-o, părerea mea e că targetarea anul ăsta o să fie... Nu e suficient să tragi cu cuchiuri toate. Nu, nici nu o să mai poți trage cu cuchiuri în toate, părerea mea. Uh-huh. Asta e... Mai ales că înțeleg că și din partea afiliaților vorbim clar de investiție destul de importantă și când, în momentul în care investești, trebuie să fii profitabil, profitabilitatea te îndeamnă către performanță și... Și eu sunt un afiliat destul de constant ultima vreme și am mai spus-o, normal, nimeni nu vrea să iasă în pierdere, e logic. Nimeni nu vrea să iasă în pierdere. Și pentru noi ca afiliați e important ca magazine să fie pregătite, ca noi să fim pregătiți, ca totul să fie ok. Nu ne dorim nici magazine să iasă în pierdere, atenție, să nu credeți că e un deal de genul hit and run. Okay. Pentru că dacă astăzi va ieși în pierdere, mâine nu o să mai avem nici noi pe cine să promovăm. Foarte bine zis, da. Și mai ales că n-am înțeleg că există și tu și Cristian, aveți deja relații de foarte lungă, sau mă rog, de lungă durată cu anumite magazine. E normal, pentru că în momentul în care începi să ai o relație cu un magazin, e normal ca ea să se dezvolte și să încercăm să facem lucrurile să meargă. Ok. Silviu, voi cum vreți să vă diferențiați? Față de celelalte magazine. Față de celelalte magazine. Eu o să spun trei lucruri generale și urmă intrușim câteva particulare. Okay. Poți să ne diferențiezi prin oferte, prin stocuri și prin puterea de a atrage vizitatorul la tine pe site. Iar ca și particularități, noi diferențiem printr-o categorie de produse care este foarte bine prezentată în Click Shop. Cea de televizoare și faptul că aducem pe piața germană produse care sunt exclusive la noi în țară, care nu modele și produse pe care nu le găsești mai pe piață. Ok, prin prost. Mihai, dacă vrei și tu să ne răspunzi la întrebarea asta, voi ce aveți de gând să faceți diferit față de cealaltă magazine? Mi se părea fer să-ți dau și ție. O să încercăm să fim uptime cât mai mult posibil. Și restul, până la urmă, e aceeași poveste. Alan, dacă... Voi cum, ce aveți de gând să faceți diferit față de cealaltă magazine, astfel încât să atrageți traficul afiliaților cu care lucrați în lungul anului? Ținând cont că avem două magazine care o să participe la Black Friday, Market Online și Azerty, surpriza o să vină din partea unuia dintre magazine, este încă foarte devreme să le spun afiliaților, dar eu o să fiu una dintre persoanele care o să-i anunțe cu ceva timp înainte despre ce o să se întâmple. Persoanele, bineînțeles, care ne sunt alături tot anul, nu care vor să promoveze doar în această perioadă și pe urmă să dea bir cu fugiții. Ok, mulțumesc. Aș mai avea o întrebare aici. Am trecut în perioada Black Friday-ului, ca să fac o scurtă introducere, am fost la bancă și l-am povestit doamnelor de acolo un pic despre Black Friday. Și știau câte ceva, mă rog, nu știau că și magazinele de fashion sunt implicate și au zis, da, trimite și nouă, putem să cumpărăm de la tine aer cu reducere, wow, ce tare, trimite-ne și nouă. Și până am dat mail și l-am trimis, nu știu dacă l-am trimis landing page-ul nostru sau pagina de pe Pro, o chestie de genul. L-am trimis și au cumpărat, până m-am mulțumit, a fost foarte ok. Câte comisioane ai făcut? Am dat, e confidențial.
Am întrebarea mea care e cât și cum ajută media, da? Fie că fac comisioane, fie că nu fac, da, bănesc că nu mai am secret pentru nimeni, că știrile pe TV am trecut, a fost foarte mult implicat în Black Friday. Cât ajută media faptul că se implică și dacă, na, evident, dacă promovând crește și interesul consumatorilor și mai mulți clienți și produc mai mulți clienți în ziua respectivă. Să vă rog să răspundeți cum vreți. Mult ajută. Știrile Pro TV a fost anul trecut afiliat care a făcut peste 1000 de vânzări. În condițiile în care nu cred că am mai făcut în restul anului împreună 2000 de vânzări cu tot. Evident că ajută mult și nu se ajută doar pe ei, ajută toată industria în momentul de față să crească. Ok, înțeleg că asta ai dedus totul de pe blog, pentru că... De unde altundeva? Am înțeles. Octav, tu ce părere ai de... Ajută sau te încurcă? O să-ți dau un simplu exemplu. Pe un site, la ora 7:25 seara, a sărit traficul de la 25 vizitatori la 175, pentru că aici Andreesca și-a spus ceva de Black Friday la TV. Pe alte site-uri s-au blocat efectiv. Deci nu au mai răspuns. Asta e, cred că... Vreau să câștig eu o sticlă de vin. Ce salariu are Andreesca? Ok. Și ce comisioane a luat că a zis ceva de Black Friday? Mă rog, nu știu, asta voi să ne spuneți nouă. Ideea este în felul următor. E clar că media ajută, media în special TV-ul. Aș avea o reticență să spun că tot ce înseamnă publishing-ul online a ajutat cu ceva. Nu știu. Da, aici, deși ar trebui să fiu cu părinția, mă gândesc că câteva milioane de oameni care citesc sau văd la televizor sau care citesc în ziare, cred că e mai puțin important mediul prin care se transmite cât mesajul care se transmite. Important e ca vizitatorul din offline, pentru noi cei care activăm în domeniul online, important e ca vizitatorul din offline să ajungă online și să cumpere. Dacă el e deja acolo, sunt foarte mulți, sunt 10 milioane de români online și 1 milion și ceva care au cumpărat până acum. Depuie, avem... Ok, înțeleg. Cristian, tu ce părere ai? Păi te ajută sau te... Pe magazin mă întreb că la răspuns ar trebui să fie evident. Cred că sunt și mai reticent decât Octav. Pentru mine, ce s-a întâmplat anul trecut și ce mai dăm ăsta în medie este pur și simplu un spam. Mă uitam pe site-ul unei televiziuni de știri, efectiv legau un articol bun de altul, fără niciun fel de conținut, doar ca să spameze pe ideea de Black Friday. Adică nu găseai în 7 articole o știre, o informație esențială privind fenomenul de Black Friday. Anul trecut a fost o chestie foarte simplă. Black Friday a lovit cam pe toată lumea. Deci, dacă ne uităm pe site-urile care au stat pe burtă toată ziua respectivă, e clar că media a ajutat și a promovat evenimentul în sine. Anul ăsta m-a ajutat că magazinul se pliază cu ce s-a întâmplat anul trecut, se pregătesc tehnic, media va fi, cred, mai agresivă față de anul trecut, să promoveze mai intens, pentru că e clar că a fost interes al publicului și... Dar fără să câștige nimic. Nu e vorba de câștig, dar mă aștept să vezi, deci să fie care de reportaje la magazin, o să vină să filmeze, nu știu, la Mihai pe server, să popularizeze, uite, deci exact ce se întâmplă, s-a deschis nu știu ce magazin, a fost bătaie pe Tigăi. Bine, acolo e o chestie foarte low, de data asta, din punct de vedere, o să fie ceva mai high. În ideea că uite, lumea a fost educată să cumpere, interesată de fenomen, ceva de genul ăsta. Ok. Ne apropiem de final, aș mai avea să mai spun eu o întrebare legat de Black Friday de comunicare. Ok. Întrebarea generală. Cam cu cât timp înainte merită să promovezi Black Friday și cât de mult poți să bați moneda pe treaba asta? Și știți de ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, este riscul să trimiți în derizoriu dacă insiști prea mult pe comunicare, pentru că poți să ridici așteptările și, în plus, poți să canibalizezi o parte din vânzări
Am văzut că sunt din ce în ce, oamenii așteaptă din ce în ce mai din timp ofertă de Black Friday. Și dacă noi comunicăm intens treaba asta și cu mult timp înainte, e posibil să se întoarcă roată. Domnul voie să răspund eu primul, pentru că am văzut niște date și în primul rând am văzut niște abordări la niște magazine foarte interesante apropo de Black Friday. Da, e ușor să le găsiți. Așa, și a doua chestie cumva era și teama noastră că se scadă foarte mult volumul de vânzări înainte de Black Friday pentru că toată lumea o să aștepte. Ce pot să zic este că anul trecut nu s-a întâmplat anul ăsta și nici anul ăsta nu s-a întâmplat anul ăsta, adică vânzările sunt pe pantă total ascendentă și na, și le așteptăm cu explozie de Black Friday. Pentru... Da. Nu există, pentru că oricum acum e o perioadă foarte bună pentru vânzări și se fac promoții, dar și înainte de Black Friday există o singură zi și atât. Canibalizare va fi, clar, la un volum de genul ăsta nu prea văd exact cum poți să-l eviți. Prinzi în volum și clienți care îi aveai deja. Mai departe, vis-a-vis de cât de repede anunț pe clienți, se leagă de ceea ce întrebat eu mai devreme și nu prea vreau să răspundă. Când este Black Friday anul ăsta? Deci, din punctul meu de vedere, o să fie oarecum niște surprize vis-a-vis de data la care fiecare își face propriul Black Friday anul ăsta. Așa că, cel puțin pentru afiliații din sală, vă recomand ochii cât cepele și atenție, nu vă bazați neapărat că totul se întâmplă pe 29. Din punctul meu de vedere al unui afiliat, începând de astăzi, suntem în război. Înțeleg, acum am zis. Deci, n-a fost o întrebare, dar... Ce război? Ce crezi? E cu victime? Pe baricade. Cred că și advertiserii o să aibă niște surprize. Depinde, acum nu știu, plăcute, neplăcute. Ok, mai avem întrebări? Mulțumesc. Sunt Alex de la Biocosmetics, nu știu... cu câți ne știm de pe aici sau cu câți nu. Și am și o întrebare pentru afiliați, pentru super afiliați. Vă știați că anul acesta Black Friday va fi bio? Pentru că toată lumea oferă 20, 30, 50. La Biocosmetics va mai fi ceva și, bineînțeles, o să comunicăm din timp, cu vreo lună înainte, așa. Glumesc. Mersi frumos. Mai sunt vreo două săptămâni, trei. Am eu o întrebare. Cine ține cu steaua? Serios, cine ține cu steaua? Cine s-a uitat la seara la meci? Hai! Da, mă, o luăm așa, ușor. M-am simțit foarte... Dar treaba, hai zi-mi și pe aia. Cine ți-a gândit? Da, mă, ca să știm care-s dușmanile. Nu, stai puțin. Ține cine fac din mea. Nu, cred că am filtrat înainte, nu? Da. Da, am încercat să fac o glumă la birou, dar mi-a ieșit de loc, că nu eram în Nu, noi nu eram în starea bună, gluma a fost... Păi asta spun, nu eram în contextul potrivit. Zic că am zis, Barça sunt aia care l-au bătut pe Federer și săptămâna trecută, nu? Și n-a crezut nimeni, nu știu dacă nu s-a uitat, da. Mi se pare foarte mișto și nu știu câți dintre voi vă gândiți acum că sunteți aici la faptul că ideea pe care noi o promovăm și anume că afilierea înseamnă democrație în marketing și în vânzări se întâmplă chiar acum. Și prin asta vreau să spun că aici sunt speakeri de la branduri deținute de companii super mari de 10 de miliarde valoare până la companii mai mici, la publisheri foarte mari, până la publisheri necunoscuți sau până la publisheri cu proiecte de nișă, dar care generează vânzări foarte bune, de la specialiști în pay-per-click, care nu mai trebuie să-și vândă competența, să convingă clienții că se pricep, pur și simplu generează vânzări și au o comisiune din vânzări rară și este fabulos. Nu pot să, oricât de mult nu i-ar plăcea lui Orlando să iasă în față, nu o să pot să nu zic măcar că se află lângă unul din super afiliații noștri, tot Claudia Pleș acolo de față.
Dar am întrebat dacă și mai niște competiții și poate să ce anul la bătute și nu mai știa să ce anul, poate să scoate cam așa, cu la numărul de vânzări generate. Și Alina acolo, vis-a-vis, dar nu, acolo eu cu Olanda, așa, mi se pare fun, știi? Și e interesant, nu știu cum vorbești cu cineva și bă, dar cine e Claudia Pleș? Uite, ea e. Și uite cât a, da, ce vânzări a generat, ce poate să facă dacă o încurajezi și o sprijin. Sigur că fiecare companie și fiecare dimensiune, nu știu cum să zic așa, are rolul ei și nu putem să să înlocuim niște lucruri. Bineînțeles, prețurile mari pot face lucruri pe care nu le pot face alții. Apropo de discuțiile cu cookie-urile și cu plasările de cookie-uri și cu canibalizare, acum nu știu ce să zic, prefer să ne canibalizăm la vreo 3 milioane de click-uri pe zi decât să nu ne canibalizăm la 100.000, adică din punctul meu de vedere e loc suficient pentru toată lumea. Cum zicea Bogdan, sunt 10 milioane de români pe internet. Anul ăsta au cumpărat, sau anul trecut au cumpărat, dar vreo 1.000.000. Noi avem încă vreo 9 milioane pe care să-i convingem. Hai să-i convingem pe toți. Dacă ne mai suprapunem un pic, încă avem loc să creștem suficient de mult. Cred că deocamdată dușmanul, adversarul, hai să zicem dușmanul, fiecare dintre noi nu se află aici în sală, se află mai degrabă în retail-ul tradițional, în cei care, în mentalitățile care pe români îi împiedică să aibă încredere să cumpere online. Acolo trebuie să lucrăm și dacă lucrăm cu toții, vom avea cu toții de câștigat. Cred că mai durează câțiva ani până când să conteze că Octavian face AdWords și poate suprascrie niște cookie-uri pe care tu din Facebook le trimiți și poate că încep să fie soroții și la problemă. Adică putem să rezolvăm și asta. Și cred că putem să avansăm către panelul următor, da, la care o să facem o pauză. Să luăm o pauză de 5 minute. Dăm și un...